Vă mulțumesc, domnule deputat și președinte al organizației județene a Partidului Orientat Local, domnul Ioan Alcan, pentru încrederea acordată și susținerea domnului deputat Ionel Botiș și domnului senator Ionel Botiș. Vă mulțumesc și eu ce să fac. Ce vreau să vă spun, în momentul în care ați intrat în foaierul Centrului Municipal de Cultură Bistrița, ați putut vedea niște poze superbe. Expoziție care se datorează tot lui Doris Moldovan. Și am să citesc despre tematica expoziției, se numește Descoperă Bistrița în Sărut. Este, cum spuneam, un proiect inițiat de Asociația Magi Concept Bistrița, în colaborare cu Fotoclub AXA și susținut financiar de Fundația Doris Moldova. Meriți aplauzele dumneavoastră! Pozele făcute sunt făcute în județul nostru de către niște tineri talentați și merită să le urmăriți și dumneavoastră. Nu puteți confunda pentru zona folclorică, pentru că e plină de pană de păun, deci are specificație clară. Părerea mea este că portul nostru popular al județului Bistrița-Năsăud este unicat în lume prin coloritul penei de păun, prin coloritul costumului și specificitatea folclorică a zonei. Felicitări încă o dată pentru cei care au realizat aceste poze minunate, pentru inițiativa ta și aplauzele dumneavoastră, cred că nu sunt deloc în plus. Așa, știu că ești curajos și emoțiile nu le mai ai, dar mă gândesc dacă mama ta a fost aici premiată în această seară, ce e transmis? Ai avut emoții, nu? Ce să spun? Nu știu, greu să spun dacă aș fi avut emoții, pentru că sigur, mamele au emoții de fiecare dată când își văd copiii angrenați într-o anumită sarcină pe care și-au dorit-o să o presteze în viață. Depinde. Acum bănuiesc că și doamna Purtea, când Mihaela concurează, e cu inima tâmpurice să câștige să fie prima, nu? Așa ar fi fost și mama mea și așa e maică mea când mă vede pe scenă. Dar, sigur, păstrând proporțiile, pentru că eu nu sunt actor mondial. Mihaela e vicecampioană mondială. Felicitări încă o dată. Emoțiile sunt așa de mare, cred eu, pentru mama, pentru că nu lucrăm nici cu risc, adică nu ne cade niciun reflector în cap. Publicul e destul de aproape, ne oferă energie, dar, bine, glumesc. Sigur că emoțiile și pentru părinți vor fi întotdeauna mari. Pentru orice părinte, indiferent ce face copilul său și indiferent în ce domeniu de activitate își desfășoară profesia. Eu pot să spun că am întâlnit-o și că acum înțeleg cu cine este mea, că vorbește atât de mult. Vă rog, filmulețuri. Să văd că e un ops. Ce tânăr era. A fost la un festival de muzică folk la Năvoda, unde aveam loc întâi pe țară. A apărut pe coperta de la revista Cutezătorii, Adalatea, a plecat în primul an, cu primul sublinie, la Mirel Incorporat. Și intră, a patra oră, intră la Părul Mureș. Din anul întâi, de la Părătate, a început și a activat la Teatrul Național din Părul Mureș. Mă sunt așa de mulțumită și fericită, Doamne ferește, de ceva care zic că e prea bine, nu știu cum să vă spun. Să ai un copil cu care să nu ai probleme, să fie tot ok, după mine este ceva deosebit.
Ciao. Vreți să-ți fac niște bucurii acum? Eu îți mulțumesc pentru tot. De descurcat, v-ați descurcat foarte bine în filmuleț și vă rog să ne spuneți și acum câteva cuvinte. Fericită că sunt mama actorului Dan Netulescu. Mulțumim și noi. Ce sunt fericit că sunt fiul ei. Nu, apropo de interviu pe care doriți împreună cu televiziunea Inolat, maică, mi-a sunat într-o seară că noi vorbim foarte des la telefon, în ciuda celor 100 de kilometri care ne dispar, și mi-a povestit așa de preînțeles ce copil celebru are, că nu mi-am dat seama, sau ce extraordinar. În orice caz, mi-a spus că, să știi, că am zis de perioada când ai fost la Plugușor la Ceaușescu. Și am zis, bine, și? Am făcut bine? Zic, da. De ce? Eu fac parte dintre românii care recunosc și spun că am spus Plugușor la Toar și Nicolae Ceaușescu, am spus poezii patriotice, pentru că la momentul respectiv asta era situația. Aveam 15 sau 14 ani, eram un tecist și mulți dintre dumneavoastră ați fost membri al Partidului Comunist Român și nu e nicio problemă în chestia asta. De ce să ne fie frică de trecut? Trebuie să avem încredere în viitor. Și cine își asumă trecutul, trebuie să-și asume și viitorul. Da? Și dacă ar fi cazul după 20 de ani să... Da, să nu ne mai fie frică să spunem lucruri din asta. A, și pe de altă parte, vreau să mai fac și eu un cadou, dacă îmi permiți, exact o secundă. Vreau să vă spun că eu am avut, practic, două mame și am două mame. Mama pe care tocmai ați văzut-o urcând pe scenă și o mamă, o să-mi închid sau o să-ți las ție microfonul. Nu e nimic regizat, să știți, nici eu nu știu de ce se va întâmpla. Mai am o mamă pe care nu pot aduce cu cele din motive obiective și căruia îi datorez la fel de mult cât îi datorez și mamei mele. Bunica mea. Ei, de fapt, îmi stau pe o două femeie în fața mea, în fața mea, în fața mea, în fața am două mame și am cea mai superbă soție din lume. Care, să vedeți, n-are nicio legătură cu art. Niciun. E femeie normală. Deci, de când voi normal? Da, nu ești, suntem duși cu tare, știți? Bun, vă mulțumesc. Gata, capitolul cu Rădulescu s-a încheiat. Mergem mai departe. Mergem mai departe cu altă artistă. Cu altă artistă. La Cluj, Academia de Muzică Gheorghe Dima, unde a studiat cu seriozitate și multă muncă. Anita, pe lângă care spectacole acolo, se pregătește. Nu are multe de învățat. Muzica clasică i-a plăcut de când a ascultat un CD-ul de a solistei Maria Callas. Mi-a binecuvântat Dumnezeu doi copii deosebiți. Și doresc tuturor mamelor din toată țara și chiar din toată lumea să se bucure după copii așa cum ne bucurăm noi după copiii noștri. Pentru că, uitați, și din familii modeste ajung copii de calitate și copii buni.